În fiecare an, în perioada premergătoare Zilei Internaționale a Copilului, 1 iunie, Biblioteca Județeană Ovidensurșanu-Hunedoara Deva se mobilizează în acțiunea O jucărie pentru fiecare, devenită deja o tradiție. Cu acest prilej, angajații bibliotecii derulează o amplă campanie de sensibilizare și atragere a membrilor comunității, a locuitorilor din județul Hunedoara, pentru a le dărui jucării copiilor din centrele de plasament. Prin jucăriile pe care, cu mare entuziasm, au început să fie colectate și urmează a fi duse acestor copii, cei de la Biblioteca Județeană Ovidensurșanu doresc să le ofere și un strop de bucurie și să-i facă să uite, măcar de ziua lor, că nu au părinți sau că au fost rupți de familie. La începutul lunii martie, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, am pornit o amplă campanie de sensibilizare și atragere a membrilor comunității, a locuitorilor județului Hunedoara, de a le dărui jucării copiilor aflați în centrele de plasament ale județului. Am toată încrederea că până la sfârșitul campaniei, Biblioteca Județeană va fi plină de jucării, astfel încât să plecăm pe data de 31 mai spre Orăștie, Vulcan și Hunedoara, localități în care se află aceste centre. Colectarea jucăriilor se va face până pe data de 21 mai la secția de artă și carte franceză a Bibliotecii Județene, de luni până vineri, între orele 10 și 18. Vă mulțumesc, dragi hunedoreni, pentru gestul dumneavoastră deosebit. Vă mulțumesc pentru că mereu vă gândiți la acești minunați copii. De aceste jucării se vor bucura peste 100 de copii instituționalizați de la centrele de plasament din municipiile Hunedoara, Orăștie și Vulcan.